Preotul și enoriașii unei biserici din Statele Unite a avut parte de o surpriză cu exact o lună înaintea Crăciunului. În decorul care reprezenta scena nașterii Domnului, au găsit un bebeluș nou născut. Persoana care a abandonat copilul l-a lăsat chiar în iesla improvizată în biserică, înfășurat într-un prosop. Preotul a chemat salvare, iar medicii au transportat bebelușul la spital pentru consultul medical, pe care l-a trecut cu bine. Acum oamenii legii încearcă să îi găsească familia.